Robi părăsește Casa Iubirii Gala 7 mai? Ce mărturisire i-a făcut Virginiei? În ediția din prima zi de Paște a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, Robi se află în pericol de eliminare. Acesta va ajunge în fața colegilor săi și chiar va fi nominalizat de mai multe fete, printre care Roberta, Bianca și Andrea. Fiind un moment extrem de sensibil, Julia îi va da votul eliminatoriului Robert. Aceasta a ținut să puncteze că nu este nimic personal, însă nu ar avea cum să facă altă alegere. Sunt sigură că este un vot nul, nu vreau să se supere nimeni pe mine, dar nu aveam cum să aleg pe altcineva, va fi răspunsul oferit de Julia. Bineînțeles că acest lucru nu putea să treacă neobservat de ceilalți. Ba chiar Robert a ținut să o dea de gol pe aceasta, spunând că dă de înțeles faptul că ține la Robi și nu ar vrea ca acesta să părăsească show-ul. Dar ce să înțelegem aici? Că Robi e la sufletul tău, va spune Robert. Totodată, un alt vot va merge către Roberta. Aceasta va fi nominalizată de Patrick, însă nu va părea deloc surprinsă, ci din contră. Aceasta va preciza că în ultima vreme a simțit o atitudine negativă din partea lui.